Bine v-am găsit, copii curioși! Vă invit să urmăriți o nouă activitate din domeniul științelor naturii. Veți afla în minutele următoare despre amestecul substanțelor și separarea lor. Imaginați-vă că vă întoarceți acasă după o zi întreagă petrecută cu prietenii voștri la joacă. Pe masa din bucătărie găsiți o carafă cu limonadă rece și o delicioasă salată de fructe. Ați observat ceva? Aceste alimente de pe masă au un lucru în comun. Sunt realizate prin combinarea unor ingrediente diferite. Amestecul se formează combinând două sau mai multe substanțe diferite. Fie că sunt căpșuni și banane, zmeură cu afine și mure sau apă cu zahăr și zeamă de lămâie. Dacă sunt puse la un loc, ele formează un amestec. Dacă puneți într-un pahar apă cu nisip, veți obține un amestec, chiar dacă, după un timp, nisipul se va așeza pe fundul paharului. Dar dacă puneți apă cu zahăr și amestecați, veți observa, după un timp, că zahărul a dispărut. Sau nu? Particulele care alcătuiesc zahărul se distribuie uniform printre particulele care alcătuiesc apa. De aceea, indiferent cât timp am aștepta, zahărul nu se va depune pe fundul paharului. Numim acest tip de amestec soluție. Așadar, amestecurile sunt de două feluri. Amestecuri omogene, în care substanțele se combină uniform și care au aceleași proprietăți ca ale substanțelor care le compun. De exemplu, apa cu zahărul, limonada, ceaiul. Și amestecuri neomogene, amestecuri formate din două substanțe care nu se combină uniform, cum ar fi amestecul apei cu nisipul. Oare substanțele dintr-un amestec pot fi separate? Desigur! De exemplu, dacă lăsăm nisipul din pahar să se așeze pe fundul acestuia, după un timp am putea separa apa de nisip. Acest procedeu se numește decantare. Despre nisip, spunem că este insolubil, adică nu se poate dizolva în apă. Un alt procedeu prin care putem separa substanțele este filtrarea. Putem realiza acest lucru folosind o sită, un filtru sau chiar o hârtie de filtru. Ați văzut-o vreodată pe mama voastră că cerne făina pentru prăjituri? Ea nu face altceva decât să separe două substanțe. Acest procedeu se numește filtrare. Să revenim la alimentele pe care le-ați găsit pe masă, în bucătărie. Vă amintiți de limonadă? Oare ce este limonada? Este și ea un amestec. Chiar și pentru un copil e destul de simplu de făcut o limonadă. Tăiați lămâia pe jumătate, stoarceți sucul într-o carafă, adăugați o lingură de zahăr și apă rece. Limonada e gata! Iată cum, punând la oaltă câteva ingrediente, se poate forma un amestec delicios. Pentru că sucul de lămâie și zahărul se dizolvă în apă, spunem despre ele că sunt substanțe solubile. Dizolvarea este procesul prin care particule dintr-o substanță se răspândesc și se amestecă uniform printre particulele altei substanțe. Amestecul poartă numele de soluție și capătă proprietățile specifice substanțelor care se află în amestec. De exemplu, limonada va avea un gust acrișor dat de sucul de lămâie, dar și dulceag dat de zahăr. E timpul să experimentați! Puneți apă rece într-un pahar și apă caldă în alt pahar. Apoi, turnați în fiecare pahar o lingură de zahăr. Cronometrați și notați timpul în care particulele de zahăr devin invizibile. Experimentul 2. Puneți apă în două pahare. Într-un pahar adăugați zahăr pudră
adăugați un cubuleț de zahăr. Cronometrați și notați timpul în care particulele de zahăr devin invizibile. Experimentul 3. Puneți apă în două pahare. Turnați în fiecare din pahare o lingură de zahăr. Porniți cronometrul. În unul din pahare amestecați cu o linguriță. Notați timpul în care a dispărut zahărul. La finalul experimentelor, putem concluziona că dizolvarea substanțelor depinde de temperatura lichidului în care sunt introduse. În paharul în care a fost apă caldă, zahărul s-a dizolvat mai repede. Dizolvarea substanțelor depinde de mărimea particulelor. Zahărul s-a dizolvat mai repede în paharul în care a fost adăugat sub formă de pudră. Dizolvarea este influențată de agitarea amestecului. Zahărul se dizolvă mai repede în paharul în care se amestecă cu lingurița. Vă invit acum să vă bucurați de amestecurile voastre gustoase, salata de fructe și limonada. Eu sunt Nicoleta Gâdea. Vă aștept și la alte activități, la fel de interesante.